etaj, că au început cu demolare în europene. Pentru început, vom începe prin următorul fapt să demolăm legea grătarelor, astfel încât toată lumea să poată să facă cum era înainte grătare. Lucru este că chiar vrem să o facem pentru toată lumea europeană, știi, adică, da? Iar răspunsul celor din Moldova era în felul următor, știi tu, e chestia aceea, vezi tu mașina aceea BMW care face ui, ui, ui și scrie pe ea de la Uniunea Europeană, cu fonduri europene, dăm amendă voi, la noi sau noi la voi, a? Lege europeană pe care o vom da, nu-i așa, este să facem chestia cu, știi, dacă mergi cu minte, cu mințel, cu mașina, poți să, dacă ai numărul de ore și toate cele, din 3,5 să te duci în 5,5 sau maxim 7,5 fără școală. Sau să nu te duci. În a patrulea rând, vom face legea lui Caragiale, pentru că aceasta e legea lui Caragiale. Este legea de evacuare și păstrarea țipătorilor. Dăm afară ducii și prințesele care sunt de neomenie pentru ploiești. Face ca polițiști locale ca să rămânem în sistem, să țipăm și să urlăm. Sau în al șaptelea rând vom face ce vom face, în al optelea rând.